El a greșit, dar i-a iertat și a trecut peste. Nicoleta Luciu și-a deschis sufletul și a vorbit despre infidelitățile soțului său, dar și despre cum a reușit să meargă mai departe într-o căsnicie pe care mulți o vedeau eșuată. Fostul iepuraș Playboy a declarat în urmă cu puțin timp că a fost o fire înțelegătoare și că datorită acestui lucru a reușit să-și mențină legătura cu joc pe linia de plutire. E foarte, foarte important ca lucrurile să decurgă frumos și normal într-un cuplu. Fetele bune au gura mai mică și credeți-mă că o să fie bine. Niciodată să nu vă certați cu soții. Dați-le dreptate când au dragi și gata. La noi e invers. Nicoleta Luciu și-a șters și ea lacrimile și a mers mai departe. În urmă cu ceva ani, soțul brunetei a avut câteva escapade cu o antrenoare de fitness, de care presa a aflat imediat. În ciuda tuturor acestor neplăceri, Nicoleta Luciu a rămas lângă Jolt și l-a iertat, cei doi alegând să formeze o familie în continuare. Tire, calcă-mă, calcă-mă, calcă-mă în picioare, dovește-mă ca...